Stimați venitori, ce credeți că bea domnul primar din paharul ăsta, din rachiuaș, așa? Aghiazmă? N-ați ghicit. Tot în săptămâna dinaintea Paștelui, primarul Dorin Chirtoacă și colegii săi au făcut un fel de împărtășanie specială. Ei au gustat apă europeană. Ați auzit așa ceva? Da, apa europeană din țevele noastre moldovenești. Dar ce, nu știați că prin țevele noastre nu mai curge apă moldovenească sau sovietică, cum mi-a zis primarul, dar europeană? Nu ați auzit că regia Apă Canal a băgat milioane de lei într-o nouă instalație de filtrare a apei din robinetele noastre și acum prin ele nu mai curge apă sovietică? Primarul împreună cu subalternii săi au gustat apa în fața jurnaliștilor și ciudat nu au crăpat. Așa că puteți bea liniștit apă din robinete. E fix ca la Paris și Londra. Ba chiar e o leacă mai de la Paris, la noi decât la dânși. Știi la ce m-am gândit? Noi tot vrem să intrăm în Europa, să intrăm în Europa. Dom'le, bine, dar acum Europa e la noi acasă. E în țevile sub noi. Prin țevi curge Europa. Ei, și ce propui acum? În loc să intrăm în Europa, să intrăm în țevile de apă. Sau cum nu chiar așa. Ca să ne simțim în Europa, eu zic să bem în fiecare zi câte un paharel de apă, cu ochii închiși ca primar. Ca pe o aghiazmă, domnule. Ar fi bine să găsim vreun ciumac, știi, era unul care lumea care, stătea cu ligheanele de apă în fața televizorului vrăja, și vrăja fermeca apă. Și să apară așa un grozavu sau cine era noi specialist pe vrăj din primărie, să găsească un Harry Potter, poate chiar domnul primar, și să în fața televizorului ați pregătit, deschideți robinetele și apă canalul, cum al Berciev sau cum îl cheamă, să zic. Facem și noi haz de necaz. Politicienii noștri și așa ne umflă cu apă chioară despre intrarea în Europa. Vrei să mai bem și pe asta? Ei, ziceam și eu așa, ziceam, glumeam și eu, cum pot. Să vorbim, să ne adormim. Dragi chișinăuieni, pentru a vă simți ca în Uniunea Europeană, de acum încolo nu va mai trebui să vă deplasați într-o țară din UE. Va fi destul să beți apă din robinetele noastre. Cu o săptămână în urmă, regia Apă Canal a pus în aplicare o tehnologie nouă, europeană, de purificare a apei. Autoritățile susțin că nu mai utilizează clorul pentru a trata apa, pentru că folosesc o tehnologie franceză de purificare. Prin urmare, locuitorii capitale au parte mai nou de aceeași apă ca și Parisul, Londra sau alte capitale europene. Vă imaginați așa ceva? Prin robinetele Chișinăului curge apă din Paris. Întâmplarea minunată l-a determinat pe primarul Dorin Chirtoacă să spună că la capitolul apă noi am ajuns deja la apă, în Uniunea Europeană. În felul acesta ne despărțim definitiv la capitolul apă de Uniunea Sovietică și ne întâlnim cu Uniunea Europeană. Ați simțit că de o săptămână de zile prin țevele noastre nu mai curge apă sovietică, dar apă europeană? Ați simțit că ea gâlgâie mai altfel, mai vesel, mai europenește? Uniunea Europeană nu mai este undeva departe. Ea e chiar în țevile noastre. Așa că, dragi concitadini, savurați-o, așa cum o savurează demnitarii noștri. Bucurați-vă, dragi chișinăuieni, căci de acum încolo, prin robinetele noastre, va curge apă europeană. De acum încolo, dacă se va sparge vreo țeavă, pe străzile noastre va curge de asemenea apă europeană. De acum încolo, nu veți mai fi inundați cu apă sovietică, ci cu apă europeană. Dar că țevile se vor sparge, nu există niciun dubiu, întrucât apa va fi europeană, dar țevile, tot cele sovietice rămân. De acum încolo, prin aceste țevi va curge apă europeană cu rugină sovietică. Așa cum sovietice vor rămâne aceste robinete și această inscripție, Kalektornaya filtra.
Dar în capitala noastră stăm crăcănați la mai multe capitole, cu un picior în Uniunea Europeană și cu altul în Uniunea Sovietică. Prin orașul nostru circulă mașini europene pe drumuri sovietice. În orașul nostru prețurile sunt europene. Eu n-am și mâncat, nu ne ajunge. Iar salariile sovietice. Nu, eu nu cumpăr nimeni. În orașul nostru căldura din calorifere este sovietică, dar prețul pentru ea e european. Ne bucurăm nespus pentru evenimentul produs de Apă Canal, dar nu putem să nu-i amintim domnului primar că apa din robinetele noastre era și până acum cam europeană. În sens că ea fiind de fapt sovietică, noi plăteam pentru ea un preț european. Și acum tare ne mai este teamă că după ce a fost instalată o tehnologie europeană, prețul pentru apă va fi mai european decât cel european. La mesa! Vă mulțumim pentru toate. Un pahar de vin. Domnul Chirtoacă, am auzit că nu credeți că după ce am cheltuit 10 milioane de lei, apa noastră e mai curată decât cea din Paris. Nu, domnul Pecciev, eu gustați? Cu plăcere. Pentru apă bună, calitativă și standarde europene la Chișinău. La mulți ani. Sănătate, domn primar. Noi am înlocuit clorul cu hipoclorit de sodiu. Acum apa noastră este cea mai europeană din toată Europa. Astăzi zicem da svidania Uniunii Sovietice și welcome to Uniunea Europeană. Nistrul, Bâcul și Răutul sunt deja în Uniunea Europeană. Nu vă place? Ba da! Vi poftă de hlorcă? Da! Dumneavoastră, domnule primar, gustați primul apa europeană. Bună idee! Dacă ceva nu-i bine, să crape întâi primarul. Pe urmă îl chemați pe Dodon. Ce-i cu el, domnul usatăi? S-a otrăvit? Nu, nu, dimpotrivă. Apa e europeană, dar intestinele domnului primar sunt sovietice. S-au obișnuit atât de mult cu clorul că apa curată acționează asupra lor ca o travă. Trebuie să turnăm o leacă de zoaie în apă, altfel... Am sfeclit-o. Uniunea Europeană o să ne intre pe gură și o să ne iasă pe ochi. Îmi pare rău, domnul Chirtoacă. Ați vrut schimbare până la capăt? Poftim! Sunați-l pe domnul Dodon. Mulțumesc!